Codificăm și decodificăm informația. Oamenii comunică între ei prin mesaje, adică transmit și fac schimb de mesaje. Deci toate tipurile de mesaje sunt informații. Informațiile pot fi sonore, aceasta însemnând sunete, vizuale, aceasta însemnând imagini, și scrise, ne referim la texte. Mesajul poate fi alcătuit din cuvinte scrise sau rostite, imagini vizuale, muzică, zgomote, semne, simboluri, culori, gesturi și multe altele. Mesajele unei surse de informație sunt un sistem de semne numite cod. Ca să obțin cod, prima etapă este codificarea, adică reprezentarea mesajelor prin anumite semne. Obținem codul. Pentru reconstituirea mesajelor reprezentate prin anumite semne, realizăm decodificarea. Haideți să vedem ce mesaje ne transmit culorile semaforului. În fiecare moment, semaforul transmite unul din cele trei mesaje. Stai! Atenție! Mergi! Mesajele respective sunt reprezentate prin cele trei culori ale sale, roșu, galben, verde. Aici avem codificare prin culori. Iată acum și un alt exemplu. Privind harta meteo, ce mesaj ne transmit simbolurile? Mesajele ce pot fi citite pe harta meteo sunt cer senin, soare, cer parțial noros, cer noros, cer noros, ploaie ușoară. Aceste mesaje sunt codificate prin aceste simboluri intuitive, soare, nori, picături de ploaie. În acest caz avem o codificare prin simboluri. Știi că există multe coduri? În continuare vă voi prezenta câteva tipuri de coduri. Alfabetul este unul dintre cele mai cunoscute coduri. El permite să reprezentăm sunetele clare prin litere. Codul poștal. Acesta este o serie de litere și cifre, sau numai cifre, adăugată la adresa poștală cu scopul de a scurta timpii de operare în serviciile poștale. Codul Morse sau alfabetul Morse este o metodă de transmitere a mesajelor scrise. În acest cod, literele alfabetului sunt reprezentate prin puncte și liniuțe, separate prin spațiu. Codul binar. Cifrele 0 și 1 se folosesc în lumea digitală pentru a reprezenta informația în memoria dispozitivelor digitale. Reține. Mesajele unei surse de informație sunt un sistem de semne numite cod. Reprezentarea mesajelor prin anumite semne este prima etapă în obținerea unui cod. Pentru reconstituirea mesajelor, realizăm decodificarea. Există codificare prin cifre, codificare prin culori, codificare prin sunete, codificare prin semne, codificare prin simboluri, codificare prin gesturi.